Un tsunami COVID traversează Europa, care a depășit pragul de 100 de milioane de îmbolnăviri de la începutul pandemiei. Numai în ultima săptămână, pe continent au fost confirmate aproape 5 milioane de noi cazuri. În ciuda pericolului, oamenii nu mai vor restricții. Având în vedere că numărul de infectări cu Omicron se dublează acum la fiecare 2 sau 3 zile, oamenii de știință se așteaptă ca Omicron să fie deja varianta dominantă în Europa la mijlocul lui ianuarie. Tabelul prezintă și situația din România, unde au fost raportate în total peste 1 milion de cazuri, 55.358 de decese asociate COVID și 31.833 de infectări înregistrate în ultimele 2 săptămâni. Având în vedere ultima cifră din raport, care prezintă bilanțul epidemic recent, țara noastră se situează mai bine față de Bulgaria, Franța sau Germania, dar mai rău decât Moldova sau Suedia. Noua variantă semnalată de Africa de Sud pe 24 noiembrie și confirmată deja într-un număr tot mai mare de țări, provoacă îngrijorare, întrucât prezintă mutații multiple, în special în proteina Spike, prin care virusul pătrunde în celulele umane. Încă nu sunt elucidate impactele acestor mutații, contagiozitate, simptomatologie, severitatea bolii, rezistența la vaccin, etc., comparativ cu variantele deja descoperite, în special Delta. Datele preliminare sugerează însă că varianta Omicron se transmite mai ușor decât Delta, cunoscută deja ca fiind foarte contagioasă.